Începând de astăzi până mâine seară, județul Mehedinți se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată și cantității de apă însemnate. În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale frecvente, descărcări electrice și pe alocuri intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 4-60 de litri pe metru pătrat. Începând de astăzi, 27 aprilie, ora 12, până mâine, 28 aprilie, ora 23, județul Mehedinți se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben de instabilitate atmosferică, temporar accentuată și cantități de apă însemnate. În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe alocuri intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În situația manifestării vântului puternic, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care să le asigure protecție. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. În situația manifestării vântului puternic, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zonele ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijin populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte.